picior cu ciolacul tot? Da, adică am câți să răs... Sau urechi? Stai picat, dar am și picior. Mă dau picior cu ciolacul totodată. 7,50. Comercianții susțin că prețurile au rămas aceleași, motiv pentru care anul acesta vânzările au mers destul de bine. A fost aglomerația anul acesta din cauza prețurilor, că nu s-au mai ridicat, au rămas aceleași, am mai și negociat din cauza vânzărilor, că au fost puțin mai... Negociat cu cei care au cumpărat în cantitate mai mare? Da, cei care au cumpărat în cantitate mai mare au mai negociat. Un kilogram de carne de lucru costă 14 lei, în timp ce mușchiul sau ceafa depășesc 20 de lei. Carnea de porc, carnea de porc merge cel mai bine. Ativițelii e un pic mai scumpă. Ce cumpără? Pulpe? Ce vor? Carne de lucru. Oamenii nu și-au mai, n-au mai crescut porc și își fac singuri. Cârnați, costița afumată, oase de ciorbă. Chiar dacă nu mai sunt bani, fiecare încearcă să cumpere totuși câte ceva pentru a nu simți lipsa cărnii de porc de pe masa de Crăciun. Am cumpărat carne de porc, mușchi, ceva organe și o bucățică de șunculiță cu carne, așa. Veți face cârnăciori acasă? Da, da. De ce asta ia porc? Stăm, n-au fost bani? Stăm la casă și nu... Nu s-a putut. De ce asta ia porc? Să ține greu. Nu mai sunt bani? Da. Bugetul e mic. Dar cât o să cheltuiți acum de sărbători pentru carnea de porc? 2-3 milioane. 250 de lei ați reușit să faceți cumpărături? Da, să fac o masă cald. Porc nu vă mai permiteți? Nu. Oamenii se mulțumesc și cu puțin numai să aibă carne de porc pe masa de Crăciun.